Hai că începe să se simtă miros de vacanță. De peste tot se aud colinde. E mișto în trafic, oamenii sunt liniștiți, fredonează. Și-am văzut-o pe a sa, mamă, și-am văzut. Hai, bă, nenorocitule, mișcă-te, morții mătii! Umbla în sus și umbla în jos. Ah, fără legătură cu asta, să știți că din acest an când tăiați porcul, trebuie să-l taie cineva că Dragnea nu mai poate. Deci când tăiați porcul, sunteți obligați să-l chemați pe preot să facă o slujbă. Vax populi. Ar fi o idee bună să chemați și să chemați și părintele atunci când îl tăiați, să-i aline un pic suferința animalului. Părintele? Păi n-are și el patru. Rara, al drag de poze. Stați așa, deci n-ați fi... N-ați fi de acord, nu să chemați și părintele. Nu știu ce, dacă îl tai eu, ce-am cu el? Păi tu ai asta, ai fost de... Pa-l lui, totul îl tai. Pal părintelui? Păi da, dracu! Mă gândeam să-i fac așa o mică slujbă, așa să nu mai sufere porcul. Cum? Să-i fac o mică slujbă, așa să nu mai sufere porcul. Ce lumânarea? Până acum a suferit și suferi acum? Măi! A suferit și până acum, dar noi nu prea am dat timp. Păi și... Trebuie să mergem înainte. Tot cu datinile trebuie să mergem înainte. Păi, fără da. Slujbe, fără nimic pentru vorbe, iertarea aia păcă. Slujba să face în casă, pentru alte chestii, da, nu pentru porc. Că să vină popa să facă slujba la porc, de ce? Să-i aline un pic suferința asta. Și aline o suferință, după ce l-am tăiat, aline o suferință, nu? Nu era ideea, dar... Nu s-a obișnuit la noi treaba asta, e pentru prima dată când... Dar dacă v-ați fi, să spunem, obligat, l-ați chemat pe popa de aici din sat? Să-l chemăm pe popă? Dar care timp, nu prea. Dar dacă vine... Și pleacă cu icoana pe sat, să duce cu alte probleme care... Da. Dacă ar veni să vă facă o slujbă așa... Ar veni, n-ar fi rău, dar... Da. Adică l-ați primi, nu l-ați... Da. Bineînțeles, de ce? Păi dar noi suntem ortodoxi. Ar trebui. Da. Credeți că suferă și porcul? Și noi, după el. Voi de ce? Depinde de boală. O l-am electrocutat. Asta? Nu, vorbesc foarte serios, i-a dat pentru un băiat ăla cu aparatul, a pus aparatul, a căzut jos, după aia l-am tăiat. Ați folosit asomarea, da. De ce? Da. Pentru că v-ați gândit și la porc? Un al doilea, ne nu mai strânem vecinii pe aici. Al doilea vine ăștia cu gripa porcine. Dar ce este, cum să vă spun, animalul care moare, nu un om. Nu suferă porcul când... Nu suferă. Nu e nevoie să-i facem o mică slujbă acolo de alinare a suferinței? Dacă ai tămâie acasă, dai cu tămâie peste tot, așa, ca să chiar ducurile rele.